V-a spus domnia sa? Da. Domnul Niță a spus asta. Nu cred că domnul Niță ar fi spus că domnul Octavian Popescu a venit cu 200 de lei. Nu, nu văd că unde ar fi fost ideea. Vis-a-vis de, cred că am lămurit problema cu promisiunea domnului Octavian Popescu vis-a-vis de funcția de președinte. Nu a existat niciodată această discuție. Domnule președinte, în ce relație mai sunteți cu nașul dumneavoastră, domnul Călin Popescu Tăricianu? V-a propus cumva... Nașul copilului meu. Nu, v-a propus cu nașul copilului dumneavoastră. V-a propus cumva să vă duceți la ALDE? Niciodată. Ultima discuție pe care am avut-o cu domnia sa a fost la înmormântarea marelui lider liberal, Radu Câmpeanu. Și ce v-a spus? Nu am discutat politic. Vorbim chestiuni de familie, personale, ne-am salutat, atâta tot. Asta înseamnă că dacă suntem în două tabere politice diferite, nu înseamnă că nu suntem oameni, și că nu ne respectăm ca persoane. Deci n-ați avut nicio propunere de lider? Niciodată. Și cunoscându-mă, nu cred că mi-ar face vreodată o astfel de propunere. Unde mergeți din județ? Acum plecăm la Dobroslovenia. Crăciunul și Revelionul unde ne petreceți? Crăciunul la casă, Revelionul împreună. Crăciunul, da, Crăciunul în familie, Revelionul împreună în Bucovina. Da. Voiam să vă întreb, ambii sunteți vicepreședinți, nu știu dumneavoastră la această funcție, și voiam să vă întreb în eventualitatea unor negocieri post-alegeri în vederea formării unei majorități care să susțină pe domnul Dacian Cioloș, aveau un răspuns la fiecare, dacă o alianță cu PMP sau PMP să fie conectată în această... Dar un răspuns în doi pași. În primul rând că PMP nu va face pragul electoral, nu există niciun fel de șansă, în opinia mea. Și în al doilea rând, eu vă spun foarte ferm că opinia mea este că o alianță cu Traian Băsescu este una toxică și o alianță care nu trebuie făcută. După părerea mea, de nicio forță politică, mi-e teamă că PSD-ul va face alianță cu Traian Băsescu, dar eu mi-aș dori ca niciun partid politic să nu facă alianță cu Traian Băsescu, astfel încât ca acest subiect să fie închis definitiv în România. Se pare că e toxic pentru toată lumea. Inclusiv Putin s-a speriat de el. Ba, așa au făcut niște declarații. Astăzi, alături de noi, este domnul Mihai Voicu, vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Domnia sa se află într-un periplu în campanie electorală în toată zona Olteniei. Înțeleg că a fost ieri în Alpi și alte județe din Oltenia, dar o să las pe dânsul să vă aducă la cunoștință aceste aspecte. Înainte de a-i da cuvântul, eu vreau să punctez două chestiuni legate de campania electorală din județul Olt. Așa cum probabil știți, un ONG intitulat România Curată a dat publicității lista pătaților de la aceste alegeri parlamentare, de la toate partidele, iar în județul Olt, cer scuze, trebuie să intru pe site să nu fac o greșeală, iar în județul Olt există anumiți candidați care se află pe această listă acestui organism, acestui ONG, cunoscut și recunoscut pentru faptul că de fiecare dată la toate scrutinurile electorale analizează integritatea candidaților la acele alegeri. Și cum vă spuneam, a dat publicității această listă, o listă națională cu toți candidații pe care dânșii consideră pătați, iar în județul Olt acești candidați sunt la Camera Deputaților Florin Iordache, Alexandru Stănescu, Dan Ciocan, Niță Mihai, iar la Senat Paul Stănescu, Renică Diaconescu, Teiu Păunescu. Înțeleg că au făcut această clasificare în urma problemelor penale pe care le au unii, în urma traseismului politic
pe care l-au dezvoltat alții, în urma incompatibilității care s-au înscris alți candidați. Așa cum vedeți, pe această listă nu figurează niciun candidat al Partidului Național Liberal, filiala Volt. Încă o dată, și o vom repeta de fiecare dată de câte ori ne vom întâlni sau de câte ori vom avea ocazia, încă o dată, dacă mai era nevoie, am demonstrat că Partidul Național Liberal, cel puțin în județul Olt, a nominalizat pe listele pentru parlamentare oameni care nu pot fi categorisiți ca fiind pătați din punct de vedere moral, penal sau mai știu eu cum. În altă ordine de idei, aș vrea să punctez un alt aspect. Ieri am fost informați de către colegii noștri din orașul Potbava, colegii noștri din organizația din Potbava, că primăria din Potbava, în frunte cu edilul local, împart ajutoare, în acele ajutoare venite de la Uniunea Europeană, în plină campanie electorală. În situația în care primăria a făcut informare către prefectura Olt, cum că de pe 11 noiembrie, stocul de ajutoare venite de la Uniunea Europeană a fost epuizat. Există înscrisuri oficiale transmise de către primărie către prefectura județului Olt. Pe 11 noiembrie, repet. În spatele acestor informări trebuie să vă spun că există o listă cu persoane, cu semnături ale unor persoane care certifică că au primit aceste ajutoare. Ieri, aflând aceste lucruri, colegii noștri au mers la acea locație. Este locația Căminului Cultural din orașul Potbava și au stat până astăzi și acum colegii noștri se află acolo cu camere de luat vederi și cu aparate foto. Noi am informat și presa, înțeleg că decât un singur coleg al dumneavoastră a dat pus acestor invitații. Aseară la orele 24, consilieri locali și angajați din primăria Potcoava au încercat să mute acele ajutoare. Colegii mei au sunat la 112, echipajul s-a deplasat în acea locație. Eu astăzi de dimineață am informat ministrul de interne și ministrul fondurilor europene. Am vorbit la prefectura Olt. Înțeleg că prefectura Olt a luat decizia să formeze o comisie care s-a deplasat sau se va deplasa la acea locație. Am rugat ca unul din cei doi conducători ai prefecturii, respectiv ori prefectul, ori subprefectul, să se deplaseze cu acea comisie. Considerăm că este un fapt de o gravitate extraordinar de mare. Sunt acte publice făcute în fals, sub semnătura unor angajați ai primăriei respective. Am întrebat la prefectură unde se încadrează această faptă. Mi s-a spus că este, poate fi luată în calcul și de lapidarea, pentru că, în definitiv, oamenii aceia au semnat, au fost puși să semneze și n-au beneficiat de acele ajutoare, de acele pachete transmise de către din fonduri ale Uniunii Europene. Vă vom ține la curent cu această speță în cursul acestei zile. Noi nu vom lăsa ca lucrurile să se încheie aici. Odată și odată oamenii trebuie să înțeleagă că aceste chestiuni trebuie să înceteze. Suntem în campanie electorală, iar resursele bugetelor locale, resursele publice, nu trebuie sub nicio formă puse în slujba unuia sau altuia. Totodată, înțeleg că în orașul Slatina s-a reluat distribuția acelor tichete sociale. Noi, repet, v-am spus-o și data trecută, noi am depus plângerea penală la parchet, parchetul de pe lângă judecătoria Slatina. Vom aștepta să vedem
care este decizia organelor competente. Considerăm că plină campanie electorală, acest lucru este considerat ca o mită electorală. Nu vreau să mai dezvolt subiectul. Știu că președintele PNL Slatina ieri a avut acea conferință de presă unde a explicat pe delete tot ceea ce ține de acest aspect. Dacă vis-a-vis de aceste lucruri veți avea întrebări, o să vă rog să le adresați la sfârșit. Acum o să-i dau cuvântul domnului Mihai Voicu, căruia îi mulțumesc pentru că astăzi, după conferința de presă, vom merge în județ, în anumite localități unde ne vom întâlni cu cetățenii din județul lor, iar dânsul diseară la ședința Comitetului Executiv Județean va participa. Vă rog, domnule. Mulțumesc mult, domnule președinte. Intervenția mea va fi una de natură generală, însă are legătură cu ambele părți ale intervenției domnului deputat Știrbu de puțin mai devreme. Suntem spre sfârșitul ultimei săptămâni de campanie electorală. În foarte scurt timp, românii vor fi chemați la urne pentru a decide componența viitorului Parlament. Lucrurile încep să se contureze, să se sedimenteze și este evident pentru toată lumea că opțiunea este între două blocuri politice cu viziuni, obiective și persoane complet diferite. Avem pe de o parte alianța PSD-ALDE. Este o alianță ce și-a luat listele electorale de pe ușile tribunalelor. Este o alianță ce cu greu se poate spune că poate reprezenta o reformă, poate reprezenta o schimbare. Să-l lăsăm pe colegul nostru să înțeleagă că trebuie să iasă. Mulțumim. Este o alianță ce nici măcar acum, cu câteva zile înainte de alegeri, nu putem spune ce candidat de prim-ministru are. Această scuză jalnică, cum că în România primul ministru nu este ales, nu este altceva decât o încercare de a masca obiectivul PSD de a-l propune pe Liviu Dragnea prim-ministru. Da, bineînțeles, legea îi interzice. Dar am aflat într-o emisiune la un post extrem de important de știri din România, de la doamna Orguța Vasilescu, primarul Craiovei și lider important al PSD, că PSD-ul intenționează să modifice legea cu privire la organizarea guvernului, astfel încât persoanele cu condamnări penale, cele care just nu pot face parte din guvern, să poată face parte din guvern. Este singura opțiune pe care domnul Liviu Dragnea o are de a fi prim-ministru. Ceea ce nu știe domnul Dragnea este că va fi blocat de votul alegătorilor și nu de prevederile legale, pentru că nu va putea să facă o majoritate. Avem pe de cealaltă parte partidele care îl susțin pe Dacian Cioloș pentru continuarea unui nou mandat. Și, pentru că nu vorbesc în numele altora, mă voi referi doar la Partidul Național Liberal. Domnul Știrbu v-a prezentat o scurtă listă referitoare la județul Olt. Eu vă spun că în toate circumscripțiile electorale PNL-ul, chiar cu riscul în unele situații, risc asumat de a pierde niște voturi sau de a pierde niște lideri cu popularitate în rândul electoratului acolo, la nivel local, PNL-ul nu are în nicio circumscripție, pe nicio listă, pe nicio poziție, eligibilă sau neeligibilă în egală măsură, niciun fel de persoană care este trimisă în judecată, cercetată penal sau cu atât mai puțin condamnată în primă instanță sau condamnată definitiv. Am făcut acest pas pentru, într-un exercițiu de onestitate față de cetățeni, pentru că atunci când cerem societății, celorlalți competitori politici, autorităților statului să fie curate, transparente și lipsite de corupție, trebuie să dăm un exemplu începând cu noi înșine. Ați văzut din exemplul concret din Potcoava că, așa cum se caracterizează în fiecare scrutin electoral, PSD-ul nu acceptă o competiție cinstită. Campania electorală a PSD-ului este întotdeauna presărată de acte de mită electorală,
acte de corupție ale alegătorilor, acte de intervenție brutală ale autorităților colorate politic de partea PSD, de intimidare, de tot felul de malversațiuni, inclusiv în ziua votului. Și lucrul acesta este extrem de bine dovedit de o chestiune care, dincolo de aspectul practic, are și o conotație simbolică extrem de importantă. Faptul că președintele Partidului Social Democrat este condamnat definitiv pentru fraudă electorală. Această simbolistică caracterizează întreg Partidul Social Democrat. Vă mulțumesc foarte mult și suntem la discuție. Așteptăm întrebările din orice domeniu. Vă rog. Ce s-a întâmplat cu acele alimente de la Poscoava? Au apucat să le mute în altă parte? Nu, sau nu, colegii noștri poliția le păzește? Nu, colegii noștri sunt în fața acelei locații. Toată organizația este în fața acelei locații cu camere de luat vedere, cu aparate foto, până când probabil prefectura va ajunge acolo și va constata că s-a produs acest, să zicem, s-a produs acest fals. Așteptăm ca prefectura să se deplaseze acolo. Înțeleg că a fost o videoconferință cu ministrul de interne, iar cei doi conducători ai prefecturii au trebuit să stea la acea videoconferință. Probabil după încheierea acestei acțiuni se va deplasa unul dintre ei. Noi am solicitat expres ca unul dintre cei doi să se deplaseze, pentru ca acea comisie care a fost constituită la nivelul prefecturii să nu, să zicem, să fie influențată politic. Domnule Voicu, pe unde a spus dumneavoastră, s-au mai întâmplat astfel de lucruri? Concret, în o situație ca aceasta de deturnare în scopuri electorale a ajutoarelor primite de la Uniunea Europeană, chiar nu am mai întâlnit. Asta arată încă o dată cât de special este PSD World în rândul organizațiilor PSD din țară. Am întâlnit alte situații, am întâlnit și să știți, aici eu vă spun cu toată onestitatea. Este unul dintre reproșurile pe care le-am făcut și eu, și domnul Știrbu, și alți colegi de-ai noștri, guvernului Cioloș. Da, am făcut și acest lucru. Anume că depolitizarea administrației a fost mai înceată decât ne-am fi dorit unii dintre noi. Decât și-ar fi dorit societatea. Nu neapărat Partidul Național Liberal, pentru că nu privim acest lucru din interes politic. Avem în continuare prefecți, avem în continuare directori de direcții deconcentrate, înregimentați de facto în Partidul Social Democrat și care acționează ca atare în campanie electorale. Și astfel de situații am întâlnit. Dar este foarte grav, pentru că, să știți, ajutoarele de la Uniunea Europeană nu sunt ale primarului de acasă. Primarul este un instrument, ar trebui să fie un instrument neutru, de distribuire corectă și legală către persoanele aflate în nevoie a acestor ajutoare. Faptul că acest calendar al distribuției a fost inteligent gândit astfel încât să nu poată fi folosit de către nimeni, nici de către primarii PNL, nici de către primarii altor partide. În campania electorală a dus ca cei din Podcoava, PSD-știi, să forțeze, inclusiv prin falsuri, amânarea distribuției acestor ajutoare până câteva zile înainte de alegeri. Este absolut jenant. Dar despre etichetele sociale care noastre cu poza primarului, mai există pe undeva în țară? E un subiect pe care nu-l cunosc, doar cu domnul Știrbu să vorbesc. În orașul Slatina, etichetele sociale votate, aceste ajutoare din partea Consiliului Local, votate în unanimitate de toți consilierii din Consiliul Local Slatina, au fost distribuite în plină campanie electorală și pe coperta acestor etichete sociale era fotografia primarului. Este fotografia primarului PSD în funcție și un mesaj din partea dumneavoastră sat, în plină campanie electorală. Poate dânsul tot la fel de acasă le-a dus. Vă rog, domnul Sărbuit. Domnul Voicu, ați fost un politician proeminent în ceea ce s-a chemat USL. Da. Nu, atunci n-ați realizat ce nenorociți sunt PSD-și ăștia? Că era cam blând atunci cu ei. Eu vă știu de mult și v-am urmărit. Nu aveați critici atât de radicale la adresa lor, sau deloc? În primul rând, mă bucur să vă revăd după câțiva ani. Apreciez faptul că sunteți în continuare activ în presa de aici, din mult. Nu ne-am mai văzut de ceva vreme, dar ne revedem cu plăcere de fiecare dată. Să știți că
istoric, toate alianțele în care a intrat Partidul Național Liberal din 1990 încoace au avut un obiectiv și o finalitate. Întotdeauna obiectivul a fost, în principal, apărarea democrației din România. Că vorbim de Convenția Democratică, care, în care a fost Partidul Național Liberal și a luptat împotriva lui Ion Iliescu, care la momentul respectiv era un pericol pentru democrația din România. Că vorbim de Alianța DA, care a luptat împotriva lui Adrian Năstase, care era un pericol pentru democrația din România. Că vorbim de USL, care a luptat împotriva lui Traian Băsescu, în egală măsură la acel moment, pericol pentru democrația din România. Sau că vorbim de acea alianță formată în jurul susținerii lui Klaus Iohannis, care ulterior s-a transformat într-o fuziune, care la fel a avut un scop democratic și toate aceste alianțe au și câștigat alegerile, asta e foarte interesant, mă face să vă răspund la întrebarea dumneavoastră prin faptul că ne-am despărțit de Partidul Social Democrat atunci când acesta a deturnat obiectivele acelei alianțe. Eu spun că am intrat în USL cu un obiectiv care era de interes național la acel moment, să îl blocăm pe Traian Băsescu, și am reușit. Însă, am constatat, după foarte scurt timp, că în PSD nu am fi putut să avem un partener pe termen lung, pentru că acest partid nu dorește decât totul pentru sine. Acesta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc, mă am una scurtă. Ați păstorit cu rezultatele care vor fi consemnate de istorie PNL DOLS. De ce n-ați candidat, de ce n-ați candidat apoi? Să știți că alegerile parlamentare nu sunt alegeri locale. Parlamentul este al întregii națiuni și nu al unui județ. Mai mult decât atât, partidele politice trebuie să se caracterizeze printr-un spirit de echipă, cât mai crescut, pentru că altfel nu poți avea succes. Având în vedere faptul că o mare parte din activitatea mea parlamentară s-a desfășurat în jurul legislației electorale și a dreptului de vot, inclusiv pentru românii din străinătate, vot prin corespondență, creșterea numărului de secții de votare, dublarea numărului de parlamentari pentru diaspora, unele obiective îndeplinite, altele nu. Partidul Național Liberal a considerat că este mai mare nevoie de mine în reprezentarea parlamentară a românilor din străinătate. În spiritul de echipă de care am menționat. Mulțumesc. Sunt în continuare în relații extrem de amicale cu conducerea PNL 20, cu membrii noștri, cu primarii de acolo. Am fost și în campanie electorală și la ei, la lansarea candidaților. Îi revăd de fiecare dată cu mare plăcere. Nu ne-am despărțit în termeni nerezonabil sau neamiabil, însă mai mare nevoie a fost de mine în altă parte. Domnule, aș fi o întrebare, domnul Voicu, pentru dumneavoastră. Vorbeați de o depolitizare a instituțiilor foarte lentă. V-a dat o explicație, domnul Cioloș, de ce a păstrat prefecții, vechi prefecți ai Partidului Politic în funcție de la această masă? Am impresia că s-a cerut să fie schimbat și de la urmă. Pe domnul Burghiu a cerut. Nu am fost eu într-o relație directă cu domnul prim-ministru legat de acest subiect. Eu am putut doar să fac o constatare și ținând cont de faptul... Vă dat de un reproș care i s-a făcut. Este. E în continuare. Bineînțeles că nu este elementul decisiv al colaborării noastre, fără îndoială că trebuie să privești întreg ansamblul și lucrurile bune făcute de acest guvern sunt imens, infinit mai multe decât aceste câteva chestiuni, însă iată, atâta timp cât nu persoana în sine, nici măcar apartenența politică a persoanei nu este un subiect care să primeze. Nu considerăm automat că toți oamenii sunt răi, numai pentru că au fost propuși de un anumit partid politic. Nu asta este ideea. Ideea este că atunci când persoana aflată într-o funcție care ar trebui să fie nepolitică și în slujba tuturor cetățenilor unui județ acționează vădit, părtinitor și politic, mai ales în campanie electorală, asta înseamnă că menținerea acelei persoane în funcție a fost evident o eroare. Din punct de vedere al interesului public, nu al Partidului Național Liberal. Domnule vicepreședinte Voicu, într-un recent sondaj de opinie atât de discutat, de dezbătut pe posturile naționale de televiziune, Partidul Național Liberal este cotat în intenția de vot cu 27%. Vă întreb pe dumneavoastră dacă considerați acest procent bun, dacă este prea mic, de ce este prea mic, ținând cont de faptul că, așa cum spuneți noastră, Partidul Național Liberal are candidați numai curați în toate circumscripțiile electorale, sau dacă dumneavoastră aveți alt sondaj care arată o diferență
foarte mare față de sondajul dat publicității de Avangard. Scorul nostru politic va fi decis de cetățeni în ziua votului. Să știți că eu nu fac parte dintre aceia care neagă sondaje de opinie, așa, de plan. Am pretenția că sunt destul de priceput în acest domeniu, chiar dacă nu sunt sociolog de meserie, însă am activat în domeniul acesta al sondării opiniei publice de foarte multă vreme și pot să vă spun că eu iau în considerare fiecare sondaj. Oricare sondaj apare pe piață, le iau în considerare. Nu de valoare absolută. Pentru că dincolo de interese politice care pot să însemne, spre exemplu, mici manevre cu marja de eroare, în plus sau în minus pentru unul dintre competitori. Haideți că știm cu toții despre ce este vorba. Mai sunt și chestiuni tehnice legate de eșantionare, legate de modalitatea de colegere a datelor, legate de perioada de colegere a datelor. Pe zile libere de vacanță sau nu? Pe zilele libere de vacanța copiilor de școală sau nu? Toate aceste elemente pot influența puțin, dar important, orice fel de sondaj de opinie. Eu iau în considerare o totalitate a sondajelor de opinie, iau în considerare tendințe și iau în considerare un lucru extrem de important. Alegerile parlamentare sunt câștigate de acela care formează guvernul. Așadar, verdictul alegerilor parlamentare se face, se trage în momentul în care guvernul este format. Asta înseamnă că un anumit competitor electoral a reușit să formeze în jurul său o majoritate parlamentară. Și acesta este obiectivul Partidului Național Liberal. Un scor electoral mare nu este un scop în sine. Un scor electoral mare, în care eu cred, are drept obiectiv formarea unei majorități în jurul Partidului Național Liberal. Și am și întrebare pentru ambii. Mai ghidul noastră, mă voi părerea să încep. Vorbeați noastră de că un reproș care poate fi adus domnului Cioloș și această depolitizare mai înceată care s-a făcut. În schimb, noi aici la Volta am asistat la un fenomen invers și poate domnul președinte poate să vă confirmă. Câțiva membri marcanți ai PNL-ului, chiar din conducere, au fost numiți în anumite funcții care au fost vacante. Și vorbesc de cele două doamne care conduc organizațiile de femei de la Slatina și de la Volt, care sunt inspectori școlari generale ajunți, de fostul candidat și fost președinte al PNL Slatina, domnul Marius Bălașa, care a fost numit la Casa Corpului Didactic. A câștigat concursul, s-a prezentat la concurs domnul Marius Bălașa. Da, a fost numit. Dar întâi a fost numit. Interim. Până la concurs. A fost prezentat la concurs. Corect. Și a câștigat concursul. Corect. Eu nu pot să intru în particularitățile județului Olt. Îmi dați niște amănunte pe care nici măcar nu le cunoșteam. Cum ați... mă refer la portretul general al acestei și este în egală măsură afirmația și pentru colegii pe care i-ați menționat. Dacă se dovedește că aceștia vor acționa în funcție, în interes politic, părtinitor și încălcându-și angajamentele de neutralitate, sunt evident de sancționat la fel ca și ceilalți. Dar până una alta să nu le facem proces de intenție. Nu au făcut asta. Și pentru noastră, domnule președinte, dacă puteți un comentariu referitor la decizia de pe 6 a Biroului Electoral Județean, aceea cu pliantele, și într-o conferință de presă susținută ieri de colegii de la ALDE, domnul Niță și domnul Ciugulea, s-au făcut două afirmații. Una, domnul Niță a spus că membrii ai PNL au oferit bani și funcții membrilor ALDE ca să vină la PNL, iar domnul Ciugulea v-a acuzat că îi folosiți imaginea județului. Numele, mă scuzați. Serios? Avem înregistrare. Deci nu pot comenta așa ceva, scuzați-mă. Veți câștiga alegerile cu... Comentați cum mai poate. Chipul porte cu bejul, să o luăm cu rând. Da, cu bejul. Astăzi, până orele 20, avem posibilitatea să facem contestație împotriva deciziei Beciului, la Beci o vom face. Nu înțeleg de ce Biroul Electoral Județean a dat această decizie, pentru că, definitiv, acel flyer la care dumneavoastră faceți referire spune numai lucruri adevărate. Nu se face și sunt declarații politice. Nu există, ce am înțeles a fost faptul că s-a supus la vot și că există o anumită majoritate de o parte și au luat această decizie.
Ne rezervăm dreptul ca astăzi să facem contestații la Biroul Electoral Central. Am luat această decizie. Chiar dacă mai sunt câteva zile și decizia Biroului Electoral Central nu va influența, să zicem, mersul cu campanii electorale, deoarece sâmbătă dimineața la ora 7 campania încetează, cu toate că toate acele flyere au fost deja distribuite înainte să fie contestația făcută de către PSD la Beș. Vis-a-vis de declarația domnului Niță, nu știu la ce se referă. Zici că după legi nu se vină cu date concrete, cu nume. Perfect. După ar fi fost bine să vină acum cu date. Nu? Și credeți-mă, nu cunosc foarte mulți membri ALDE din județ, pentru că nu prea există membri ALDE din județ. Cum, acum știți și dumneavoastră de rezultatele pe care ALDE le-a avut la locale. Nu văd cum am putea să încercăm să aducem în mijlocul nostru oameni care n-au avut rezultate. Dacă faceți referire la faptul că domnul Octavian Popescu, organizația ALDE, a venit de la Caracal, a venit la noi, puteți lua legătura cu dânsul, dacă noi i-am promis ceva, i-am propus ceva. Da, i-a fi propus funcția de prefect, domnule. Vă rog să-l întrebați, noi nu intrăm în bucătăria internă organizației. Dar știți cu câți membri a venit organizația ALDE Caracal odată cu domnul Popescu? O să vă rog să vorbiți cu cei de la Caracal, cu colegii noștri de la Caracal. Noi nu facem un recensământ pe fiecare.